M-ați întrebat de Klaus Iohannis și eu v-am spus că trebuie să înceapă să vorbească sau să fie prezent în spațiu public. Precedentul Traian Băsescu de președinte jucător a demonetizat atât de mult ideea de președinte jucător încât ne-a făcut să uităm că Constituția României este o Constituție în care președintele are prerogative executive. Ca atare, el este, potrivit Constituției, jucător. Adică, ce să mai... E totuși grotesc să spunem că el este un președinte doar reprezentativ, când el, potrivit Constituției, are prerogative executive. Ca atare, ce a făcut Klaus Iohannis în zilele care au premers marea coagulare socială rezist, și după aceea, după părerea mea, corespunde mandatului lui. El este un președinte care trebuie să își facă auzită vocea privitor la chestiunile care sunt cruciale. Iar când chestiunile cruciale nu se văd în spațiu public, dar se desfășoară la nivelul culiselor, sub masă, unde societatea românească nu vede, atunci el trebuie să dea cu piciorul pe sub masă ca actorii să ia notă de faptul că el nu este un fraier. El este acolo pentru a garanta drepturile constituționale ale românilor. Or, episodul acesta este un episod pe care l-a gestionat, după părerea mea, bine. Adică așa cum ar trebui să facă un președinte. Dar mi se pare că iarăși a intrat în muțenia lui, care nu ilustrează, după părerea mea, prerogativele constituționale ale președintelui României.